stimați părinți, stimați bunici, stimați invitați, stimați colegi, dragi copii, începem anul școlar 2014-2015 prin această adunare care am consacrat-o de-a lungul anilor în curtea școlii. Vremea alături de noi o putem desfășura fără niciun fel de probleme. Se mai află alături de noi inspectoratul școlar, prin inspectorul școlar general, colegul nostru Mondiș Claudiu, profesor de matematică, prin cele două colege, inspectoarea de limba română Boroș Natalia și doamna inspectoare pentru învățământul primar Simon Angela. Și pe ele le salut și le spun bine au venit la această deschidere. Alături de noi este părintele Cristian Boloș, care în a care ne păstorește de-a lungul anului, fiind în circumscripția parohiei pe care dânsul o conduce cu multă dăruire și cu multă credință date de Dumnezeu, și de aceea chiar o să începem cu dânsul. Rog să ne spună rugăciunea de început de an, rugăciune prin care să binecuvânteze pe comunitatea școlară, întreaga comunitate școlară a școlii Moisil. Părinte, vă rog mult de tot. Vă mulțumesc. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Dragi copii, haideți să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Rog în continuare pe domnul Claudiu Bondici, inspector școlar general, să prezinte mesajul inspectoratului școlar pentru începutul anului 2014-2015. Stimați invitați, dragi părinți, dragi bunici, onorate cadre didactice, dragi elevi, salut și eu prezența domnului președinte al Consiliului Județean Adrian Ștef și a domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Mircea Govor, a șefului de cabinet a domnului prefect Raul Băbțan. Gândurile mele se îndreaptă spre toți cei care azi umplu de viață curțile școlilor. Există în viață momente repetabile formal, dar unice în fond pentru fiecare dintre noi. Un asemenea moment încărcat de emoție este începutul anului școlar, acest eveniment făcându-i să rezoneze sufletește atât pe cei care pășesc pentru prima oară într-o școală, pe cei care își continuă drumul formării, cât și pe părinți, bunici și dascăli. Succes în examenele și în evaluările pe care le veți parcurge. Și examenele fac parte din viața noastră, sunt etape ale devenirii noastre, iar educația reprezintă achiziția cea mai de preț a omului. Vă doresc tuturor mult succes în noul an școlar! Mulțumesc domnului Claudiu Mondiș pentru cuvintele frumoase transmise. Eu, așa cum v-am promis, mă țin de cuvânt și în câteva cuvinte finalizăm această întâlnire de început de an școlar. Atât aș dori să vă spun că suntem o comunitate școlară numeroasă, puternică, o comunitate școlară care are la bază peste 700 de elevi, cuprinși de la clasa pregătitoare, 4 clase, până la clasa 8-a, 3 clase, în total 27 de clase, cu probleme deocamdată de a locui în această școală, fiind insuficientă pentru promovarea și dezvoltarea unui învățământ deosebit. Prin modul cum ne organizăm, facem față și chiar dacă suprapunem 4 clase deocamdată
în programul de după masă. Nu abdicăm de la exigențele promovării și desfășurării unui învățământ corect și de calitate. Doresc să vă spun și câteva lucruri care ne deosebesc datorită dumneavoastră, părinților și cei care sunteți alături de noi, chiar datorită comunității locale care ne acordă bugetul în raport cu numărul mare de elevi și pe care am găsit înțelegere întotdeauna, cel puțin în ultimii 2-3 ani de zile, pentru a gospodări și a menține această școală care are o vechime de peste 100 de ani și este greu de întreținut. În acest an școlar nu avem probleme deosebite, chiar ne putem lăuda că nu facem parte din tipicul școlii românești, din majoritatea lucrurilor care se întâmplă în școala românească. O să observați că toate clasele sunt salubrizate, sunt corect întreținute, grupurile sanitare, dotările sunt pe măsura începutului de secol pe care l-am marcat. Internetul este în fiecare clasă, videoproiectoare, calculatoare, laptopuri. Promovăm acest învățământ care are la bază tehnologia comunicării și informațiilor de mai mulți ani de zile, chiar table interactive în cel puțin 7 săli de clasă. Pe toate băncile o să găsiți manuale, chiar la clasa 1-a o să fie manuale în ziua de astăzi, pentru că dincolo de problemele pe care le are ministerul în rezolvarea licitațiilor, editurile particulare promovează un sistem de auxiliare didactice care sunt construite pe baza programelor școlare și în săptămâna care a trecut, părinții împreună cu dascării care îndrumă copiii au avut grijă ca să pună pe masă aceste auxiliare. Aceste auxiliare sunt foarte bine structurate și ne ajută. E adevărat că nu pot înlocui plăcerea copilului de a merge acasă în clasa 1-a cu abecedarul. Dar ținând cont că începutul e fără cărți și începe cu grupa pregătitoare, nu este o mare problemă aceasta. Avem răbdare pentru abecedar încă o săptămână, două. Și nu ne interesăm de problemele care sunt în altă parte. Toate rezultatele care sunt obținute în această școală sunt efortul. Și eu zic că efortul colegilor mei, al cadrelor didactice, al copiilor care sunt deosebiți și, de ce să mă spun, al celor care stau în spatele acestor copii, al părinților și al bunicilor. Școala chiar are o tradiție, mult din dumneavoastră v-ați clădit și v-ați construit în exigențele învățământului de la școala Grigore Moisin. De aceea v-ați dat copiii la această școală. Noi, ca și dascăl, trebuie să ținem cont de istoria acestei școli și sunt înțeles de când conduc această școală de colectivul didactic, pentru ca să priceapă că la școala Moisil munca este mai mare decât la altă școală. Da? Clasele sunt mai mari, exigențele dumneavoastră sunt mai mari și de aceea și noi ne pregătim într-un mod mult mai atent față de media învățământului românesc. Nu întâmplător și rezultatele sunt dincolo de media învățământului românesc, o spun fără niciun fel de enfază, dar nici din a face un titlu de glorie din asta. Deci, efectiv, din dorința ca să o știți, că ne angajăm ca și în acest an, eu în fața dumneavoastră, prin colegii care sunt, să muncim în același mod conștiincios și corect în această operă de desăvârșire, de formare a copiilor dumneavoastră. Atâta doresc să vă mai spun, că comunitatea școlară s-a lărgit cu cei 107 elevi de la clasele pregătitoare, care sunt în spatele meu, pe care vreau să vi prezint clasa 1-a, condusă de doamna clasa pregătitoare A, da, condusă de doamna Lia Stan, aici lângă mine. Vă rog să-i aplaudați. Clasa 1-a B, condusă de învățătoarea Sidea Andreea. Clasa 1-a C, condusă de învățătoarea clasa pregătitoare, dacă e început tot, încep cu 1-a, da. Clasa pregătitoare 1-a C, condusă de Lucaciu Alexandra.
și clasa, clasa pregătitoare de condusă de doamna Tot Gabriela. Mă bucur că sunt, că ne-au ales pe noi, au ales ca la Grigore Moise, avem dorința de a munci cu ei în același loc cum am muncit cu celelalte generații, într-un mod atent. Vă promit că o să avem o grijă deosebită față de ei, trebuie să integrăm în această colectivitate mare cu multă atenție, pentru că curtea școlii destul de mică, o să fim alături de ei în fiecare moment. La fel ăsta unul va fi din punctele forte ale școlii Moisil, să le asigurăm securitatea și siguranța în această școală. Și să le urăm să aibă spor la învățătură. Pentru că să știți că învățătura începe din clasa pregătitoare, chiar dacă nu este cu manuale. Cei care ați avut copii în anul trecut, o să observați cu mult modul în care s-au dezvoltat. Nu este o clasă care e aleasă. E dificil până orice lucru nou e greu să-l integrezi, dar are rol în viața școlarului clasa pregătitoare. Fiind obligatorie, aici nu încap că astăzi merg la grădiniță sau nu merg la grădiniță. E școala, da? În același mod o să lucrăm și cu cei de astăzi. Pe scurt atunci, vă doresc la toată lumea să fiți sănătoși și la elevii mei să fie cu minți. Da? Clasele a 8-a au examen anul acesta. O să avem grijă de pregătirea lor, așa cum a avut și de celelalte generații. Și împreună cu dumneavoastră consider că școala Grigore Moisil va fi școala numărul 1 din municipiul Satu Mare. Doresc succes la toată lumea în acest an școlar și rog acum colegii mei să-și conducă părinții și copiii în sălile de clasă, unde urmează să mai aibă convorbiri și unde mai au de povestit. Azi va fi o zi mai scurtă, e fixat, de mâine încolo intrăm la lucru. O zi bună vă doresc la toată lumea și vă mulțumesc mult pentru participare la această întâlnire. Stimate domnule vicepreședinte Mircea Govor, de data asta dați-mi voie să vă încadrez într-o sărbătoare a țării, o sărbătoare extraordinară, începerea anului școlar. V-am văzut astăzi și, sincer vă spun, am văzut pe fața dumneavoastră că există o iubire aparte care nu se poate explica în cuvinte. Este ceva extraordinar. Nu se poate înlocui cu nimic. Știți despre ce vorbesc? Da, m-ați văzut în brață cu nepoțelul meu Curare, cel mai mic, dar aici noi în curtea școlii la Grigore Moisil am venit împreună cu soția mea, cu copiii mei, cu Răzvan și cu Mariana pentru nepoțelul nostru la mai mărișor, pentru Raul. Pentru Raul. Începe astăzi o nouă etapă din viața lui și suntem și foarte fericiți, dar în același timp suntem foarte emoționați. Este un început și toți am trecut prin aceste momente. Aduceți aminte de prima zi de școală? Categoric. Îmi aduc aminte, domnule profesor, parcă a fost ieri. Din păcate a zburat foarte repede timpul și după 48 de ani de când am început de o școală, s-au schimbat foarte multe în România. S-au schimbat în bine, pentru că atunci, pe acele vremuri, când am început clasa întâia, nu am avut curent electric. Am învățat până în clasa a doua la lampă. Nu erau trotuare, era numai drum de pământ. Când era noroi, umblam cu cizme de exact cauciuc. Exact așa mi-a spus Ionică Rusu, procurorul general. Deci a fost un adevăr. Așa și din fericire, copiii din ziua de azi au condiții deosebite.
Am vizitat școala Grigore Moisil și vă spun, sunt foarte plăcut impresionat de ce am văzut, pentru că sălile de clasă sunt igienizate, curate, dotate excepțional. În asemenea condiții e mai mare plăcere să înveți. Da, trăim alte vremuri și autoritățile, în special primăria și Consiliul Județean, au investit foarte mult în infrastructura, în sistemul de învățământ. Și o să vedeți că în viitorii ani, chiar și în cele mai îndepărtate locuri ale județului, unde sunt școlile poate un picuț mai lăsate în paragină, încet, încet vor ajunge la un nivel, măcar cum este acum cel din satul mare, că aici dezvoltarea va fi continuă. Și trebuie să recunoaștem că contează foarte mult și de cine sunt conduse școlile, de cine sunt conduse instituțiile statului și cât de multă atenție acordă învățământului. Vă mulțumesc, dar vreau să vă întreb ceva, domnul vicepreședinte. Simțiți satisfacția muncii împlinite, a dumneavoastră mă refer, pentru că ați pus atâta bază pe școală și sincer vă spun, fără nicio laudă, oriunde merg, directorii de școli și primarei îmi spun că m-a ajutat Mircea Govor și am văzut la concret. Aveți o satisfacție că uitați cum ați vorbit astăzi despre școala aceasta. Puteți vorbi de foarte multe școli din județ. Da, e adevărat. E o muncă împlinită, e o strădanie, e un efort, e o preocupare pentru învățământ și nu toate județele beneficiază de oameni din aceștia. Încă munca nu e împlinită. Împlinită va fi atunci când o să văd în toate școlile din județul Satu Mare condiții normale pentru cei, pentru copiii, în special din zona rurală. Pentru că acolo sunt... Că doresc mai mult întotdeauna. Da, totdeauna doresc mai mult și eu sper că să putem realiza. Avem foarte multe proiecte pe școli și pe grădiniță prin Ministerul Dezvoltării și eu sunt foarte preocupat să aduc cât mai mulți bani pentru sistemul de învățământ din județul Satu Mare. Încă o dată mă repet, să-l văd la un standard ridicat. Am observat că puneți accent pe școală și cultură. Să știți că unde se scoate în evidență munca școlii și este sprijinită, rezultatele merg în toate domeniile. Categoric. Categoric, domnule profesor. Dumneavoastră a spus profesor, mi-a spus și mie profesor. Și dumneavoastră știți că baza este școala. Dacă înveți, viitorul ți-n față și într-adevăr poți să transmiți ceva celor care vin din urmă și trebuie să, prin ceea ce ai învățat, trebuie să pui în practică și să asiguri, în special când ești într-o muncă la nivel județean, să asiguri în așa fel totul pentru comunitatea ta, că ei să fie mulțumiți. E greu? E ușor? Nu este greu, dar este plăcut și mai mult plăcut sufletește când poți să dăruiești ceva pentru cei care vin din urmă și în special pentru copii. Dăruiești ceva vorbind prin ceea ce trebuie să facem noi, să, în special în infrastructură, să le punem la dispoziție școli în așa fel încât copiii să aibă plăcerea de a veni la școală. Un gând frumos pentru cei care încep școala și mai ales pentru Raul. Și știu că îl iubiți enorm. Un gând frumos și de suflet am pentru toți copiii din țara noastră, pentru toți copiii din județul nostru și din municipiul nostru. Pentru că copiii sunt viitorul nostru și de ei contează într-adevăr viitorul acestei țări. Iar pentru Raul, vă dați seama, este viața mea și n-am decât să-i spun într-adevăr că îi doresc măcar să-mi calce pe urme. Oh, ce gânduri frumoase! Domnule vicepreședinte, dați-mi voie să vă urez și eu ceva. Televiziunea de Nord-Vest este mereu lângă dumneavoastră și dumneavoastră lângă noi. Bucuria pe care o aveți în suflet o transmiteți pentru toți copiii și este extraordinar. Dați-mi voie să vă doresc sănătate multă, să ne puteți ajuta pe toți, pentru că simțim lucrul acesta și numai un nesimțit poate să spună că în județul Satu Mare nu există preocupări și nu există rezultate. Avem rezultate extraordinare, dar trebuie să știm să ni le prezentăm. Vă mulțumesc din suflet. Așa este, domnule profesor. Aș spune că sunt foarte puțini cei care nu văd. Nu vor. Din răutate, din invidie,
Dar vă rog să mă credeți că în același timp nu mă deranjează, pentru că oamenii, în primul rând, care sunt invidiați și care, mă rog, sunt contestați, înseamnă că au valoare. Că pe cei care nu-i bagă nimeni înseamnă, nu există. Sunt fără valoare. Așa că categoric. Totul, în tot rău este și un pic de bine. Nu uitați că aveți foarte mulți prieteni adevărați. Știu. Și prietenia asta ține cât viața. Vă doresc multă, multă sănătate și succes în tot ce faceți. Mulțumesc, domnule profesor. Numai bine. Stimate domnule inspector general, este o sărbătoare mare în toată țara, dar este o sărbătoare mare în județul nostru, o sărbătoare atât de frumoasă încât astăzi, pentru dumneavoastră, este nu numai sărbătoare, dar ați început un an de muncă greu. Eu spun greu. Spuneți-mi, cum vedeți acest început de an școlar? Începutul este promițător. Spuneam și la început, școlile sunt pregătite, au igienizat spațiile școlare, aproape toate au autorizații sanitare de funcționare, avem doar 7 structuri școlare. Sunt grădinițe din mediul rural, în localități în care nu este introdusă apa potabilă. Sigur, ce ne rămâne de făcut este să ne ținem de treabă, să ne prezentăm la ore, să instruim copiii și, în mod cert, rezultatele mult așteptate vor veni și ele. Sunteți un om care vedeți înainte și aveți calculele dumneavoastră. Ce ziceți? Anul acesta școlar pe care îl începem va fi ca rezultate la carte peste ce am avut? Sper și sunt convins că așa se va întâmpla. Îmi place că sunteți optimistul acela care... Rezultatele, da. Da, păi speranța mare ultima, nu? Dacă dumneavoastră n-ați fi optimist, aș transmite pesimismul și celorlalți. Sunt optimist din fire și am încredere totală în cadrele didactice din acest județ, care au dovedit întotdeauna că sunt oameni serioși și care pot să facă performanță cu elevii. La toate școlile aveți completate toate posturile și catedrele, totul este normal. Încă nu avem completate toate posturile, se centralizează în cursul zilei de azi, mâine vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar posturile care sunt neocupate, urmând ca cel târziu, într-o săptămână, să se organizeze concursuri de către școli pentru ocuparea acestor posturi prin suplinire. Da. Legat de manualele de clasa pregătitoare 1 și a 2-a, se discută foarte mult. Să știți că eu cred că a fost o neglijență că s-a început mai târziu, știind că ce se întâmplă și cum este obiceiul la noi cu contestație, pentru că sunt o serie de oameni care caută să pună piedici și nu dau seama că învățământul trebuie să meargă, pe semne că va fi o lecție și pe viitor vor începe mai... Se va decala calendarul și vor începe acțiunile mai repede. Sigur, dacă totul ar fi de curs normal și nu ar fi fost contestații, în acest moment, clasele 1 și a 2 ar fi avut manualele pe trecem banci. Peste treaba asta, pentru că învățătorii știu ce au de făcut, au manualele vechi după care se pot ghida și în curând vor oricum apărea. Este o perioadă de 2-3 săptămâni de recapitulare a cunoștințelor asimilate în clasele anterioare. Termenul maxim, din câte știu, este de 25 de zile în care Ministerul remediază problemele apărute pe parcursul licitației. Urmând ca în cel mai scurt timp să avem manualele în format electronic și după aceea am și în format tipărit. Un gând bun pentru toți care muncesc în învățământul din județul Satu Mare. Sigur, gândurile mele la început de an școlar se îndreaptă spre elevi și spre cadrele didactice, cărora le doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă și... Ce frumos! Succese! Și rezultate! Da! Dați-mi voie ca să vă urez și eu, dumneavoastră, și televiziunea de Nord-Vest să aveți un an plin de succese, de rezultate, pentru că meritați și merită învățământul nostru, pe care trebuie să-l prezentăm, pentru că avem rezultate și trebuie să știm să ne le prezentăm. Vă doresc mult, mult, mult succes! Mulțumesc și eu, în primul rând sănătate, că fără aceea nu putem face nimic. Mulțumesc, vă îmbrățișez! Mulțumesc! Mai bine! Mulțumesc. Urează, bine ați venit în această școală și în această clasă. Sunt Albinuța Hărnicuța, sunt Albina Călătoare și zbor din floare în floare. Dimineața m-am trezit, cu surorile am pornit, flori frumoase să alegem, miere dulce să culegem. Și spre stup noi am pornit, însă eu m-am rătăcit.
Dragi copii, puteți să mă ajutați spre stupul meu să mă îndrumați? Da. Și vreți să o ajutăm? Da. Să-și găsească și ea stupul, așa cum voi și voi v-ați găsit sala voastră de clasă. Ei, dar ca să putem să o ajutăm pe ea, noi trebuie să facem diferite activități în anul acesta școlar. Pe lângă activitățile pe care noi o să le facem, o să fim și foarte cuminți, așa-i? Da! O să răspundem frumos. Da. Dar primul lucru pe care noi va trebui să-l facem astăzi, ca să o ajutăm pe Albinuța Cărnicuța, este să ne prezentăm. Și sigur că mă prezint eu prima dată. Am bucuria ca de astăzi să vă fiu, v-am spus, învățătoarea voastră și mă numesc Stan Lia. O să mai repetăm noi numele acestea, deși a voastră și a meu, până ce o să ne cunoaștem mai bine. Și acum vă prezentați voi. Luăm de aici, da? Ia, Maria. Ia. Bravo, Maria. E de rău. Așa, dacă vreți să ne vă spuneți, dacă vreți să spuneți un gând frumos, o impresie, o poezioară, un cântecel, nu tare m-aș bucura. Vrei să ne spui ceva, Maria? Nu? Bine. Pe mine mă cheamă Iederan Antonia Cătălina. Ce nume frumoase aveți! Vrei să ne spui ceva? Nu. Pe mine mă cheamă Cătălina. Vrei să ne spui ceva? Nu. Nu vrei. Bine. Hai să văd cine să fie curajoși. Ne spui ceva? Hai, Ana. Nu? Nu ne spui. Dar numele mi-l spui? Da. A, bravo. Poftim. Ne spui ceva? Nu? Da, hai, Vlad, să vedem. Ne spui tu ceva? Da. Foarte bine. Băieții sunt puțin mai curajoși, dar eu sunt sigură că și fetițele o să fie. Eu vreau să vă spun un eu de la grădini. Da. Ora-i de plecat la școală, vesel am pornit și noi, pe străduța școlii noastre ne îndreptăm cu pas vioi. Suntem mari, suntem mari, în curând vom fi școlari, suntem mari, suntem mari. Noi acum suntem școlari, da? Bravo! Să vedem! Următorul! Ne spui numele? Ne spui numele? Mă cheamă Răzvan. Răzvan. Răzvan, vrei să ne spui ceva? Nu. Nu vrei. Da, Mihai, ne spui ceva? Nu vrei, nici tu. Bun. Hai să vedem. Andrei, ia să vedem. Cum ne prezentăm? Eu sunt Andrei. Tu ești Andrei, da? Ne spui ceva? Nu vrei. Bine. Mă cheamă Raul Govor. Raul Govor, da? Raul, ne spui ceva? Nu vrei, bine. Pe mine mă cheamă Darius. Darius. Nu? Nu. Nu, bine. Nimeni nu o să vrea. Următorul. Nu mai e. Nu mai o poate. Bine. Să vedem. Da. Da. Bine. Nu? Ne spui ceva? Nu? Lucian, hai! Ne spui ceva? Nu? Bine, Lucian. Hai să vedem. Da. Și? Ne spui ceva? Nu. Prea și o fetiță curajoasă. Am avut un băiețel, haideți, fetelor. Laura, ne spui ceva, Laura? Nu? Ne spui ceva? Da. Hai. Vreau să stau și Eva aici. Bravo! Bine, deci vreau să stea și cred că și tu vrei să stai în clasă la noi, da? Bun! Ia, care spui ceva? Nu! Nu! Vreau să închidam. Și la mine spui ceva?
Nu? Deocamdată. Se fac cu tot. Eu să zic răzut. Nu. Te cheamă? Ne spui ceva? Nu? Pe mine mă cheamă Ana Maria Răzut. Ne spui ceva? Nu. Nu? Pe mine mă cheamă Daria Andreea. Ne spui ceva? Nu. Hai, Cristina, ne spui? Hai, te credeam mai curajoasă. Eu nu mă cheam Berita Leon. Ne spui ceva? Nu. Nu? Murzo Flav. Murzo Flav. Ne spui ceva? Nu. Nu? Pe mine mă cheamă Dani Ciana Victoria. Ne spui ceva? Nu. Nu? Bun. O să ne vedem noi pe parcurs. Așa. Probabil ceea ce îți ascultați acum o să spunem cu toții, bine? Recunoașteți? Stimate doamne învățătoare, v-aș ruga să vă prezentați și în continuare să-mi spuneți ce înseamnă 15 septembrie 2014 pentru dumneavoastră. Mă numesc Stan Lia, activez la această școală din anul 1978. Mulți înainte. Mulțumesc. Așa. Câțiva ani buni în spate, în meseria aceasta de dascăl, dar să știți că fiecare început de an școlar, după atâția ani, e la fel ca și în primul an, cu emoții. Ce frumos mi-ați răspuns. Nu putea o învățătoare bună, eu spun extraordinar de bună, pentru că eu cunosc învățământul și vă cunosc de viață, aveți rezultate extraordinare și dacă ar trebui să aleg un învățător deosebit, v-aș da pe dumneavoastră. Ne vede și ne aude atâta lume. Doamnă, v-am văzut astăzi în mijlocul copiilor și după aia v-am văzut în clasă cu un grup de părinți, cu mulți părinți, au venit și bunii și părinți. Și aș știut să le spuneți câte o vorbă bună încât să-i face să fie cât se poate de aproape de dumneavoastră și dumneavoastră împreună cu ei de copii. Ce gânduri aveți cu acești copii? Am aceleași gânduri pe care le-am avut cu fiecare generație. Fiecare generație mi-a adus ceva nou în activitatea mea și am să mă refer la
penultima generație, deci aceasta va fi ultima mea generație și din cariera mea de dascăl. Cred că este apogeul muncii, da. Și doriți să fie o generație de excepție. De excepție, așa cum a fost și precedenta, care până acum, aș putea spune, mi-a încununat activitatea mea. Cu fiecare generație am avut rezultate foarte frumoase, dar cu aceasta am avut probabil cele mai frumoase rezultate cu generația specific precedentă, care acum este clasa 5-a, pentru că primii 5 olimpici la matematică, pe județ, au fost elevii mei. Felicitări! Dacă nu v-au felicitat alții la nivel de județ, dați-mi voie să vă transmite o felicitare cât mai puternică decât celelalte. Mulțumesc tare mult! Doamna învățătoare, m-am uitat la copii, m-am uitat la părinți. Foarte mulți părinți îmi sunt cunoscuți. Dacă copiii seamănă cu părinții lor, ați nemerit o clasă de excepție. Și știu, sunt convins că veți lucra cu ei așa cum vă cunosc eu, cu dăruire, cu pasiune, pentru că munca de învățător nu-i la îndemâna oricui. Nimeni nu poate să devină învățător că l-a trimis mama. Aici trebuie să te dăruiești și să știți că pentru mine învățătorul rămâne, eu și acum îl țin minte pe învățătorul meu din Brașov, Aristotel Boca, un om extraordinar, și îi mulțumesc și Dumnezeu să-l odihnească în pacea sa. Doamnă, lipsesc manualele pentru clasa întâi, pregătitoare, și lipsesc și pentru a doua. Vă încurcă? Nu, să știți că noi la clasa pregătitoare nu lucrăm cu manuale, lucrăm cu auxiliare, așa. Clasa întâi. Așa, părinții au fost foarte deschiși. Noi am avut o ședință înainte de începerea anului școlar și sigur că orice părinte dorește tot ce este mai bun pentru copilul lui. Și atunci s-au implicat foarte mult, vedeți și sala de clasă, sigur că foarte mult mi-am adus și eu aportul la aranjarea acestea, dar sigur că și fără sprijinul părinților au venit, efectiv au muncit și financiar și-au adus contribuția, că vedeți că nu avem surse, așa. Dar vă spun încă o dată, părinții sunt dornici, sunt deschiși și niciodată n-a fost un obstacol în calea noastră să ne procurăm diferite culegeri, diferite manuale. Nu se poate numai strict manualul. Trebuie și alte surse, culegeri. Manualul este un ghid, este manualul ghid, elevului, sigur. Este al elevului. Așa, și atunci, dacă dorim performanțe, atunci trebuie să, categoric, să muncim mult și să avem și manuale și auxiliare. Un gând frumos pentru elevii dumneavoastră, pentru părinți și pentru conducerea școlii, care se ocupă extraordinar. Îl văd pe Voicu, un director deosebit, energic, pretențios cu el și cu alții, și rezultatele se văd. Aș începe, sigur, de la direcțiune, să mulțumim. Noi, în școala noastră, după cum observați și dumneavoastră, avem absolut tot ce și-ar putea dori un dascăl. De la table moderne, table interactive, flex camera, laptop, la fiecare cadru didactic aproape, așa, ce am putea să ne dorim mai mult decât, sigur, și noi să venim cu munca noastră. Așa este. Așa. Un gând. Sper că părinții sunt încrezători și să fie liniștiți că și-au lăsat copiii pe mâini bune și așa cum am muncit cu celelalte generații, vor să mă străduiesc și în continuare să muncesc și cu această generație și să avem rezultate frumoase. Dați-mi voie, dacă dumneavoastră aveți gânduri bune pentru directori, pentru părinți și pentru elevi, să am eu un gând bun pentru dumneavoastră. Să aveți multă sănătate, multă răbdare
și succesele să vă însoțească în tot ce faceți, pentru că meritați și faceți bine. Vă doresc un an școlar plin de satisfacții, iar apogeul despre care vorbeam la finele celor 4 ani de muncă cu acești copii să fie, de fapt, apogeul întregii activități al dumneavoastră. Da. Mulțumesc, mulțumesc. Vă doresc numai bine. Mulțumesc. Sărmile. Stimați telespectatori, suntem tot la Școala Grigore Moisil și după ce am văzut deschiderea, după ce am luat o serie de interviuri, am văzut sălile de clasă, am văzut biblioteca, am văzut o școală pusă la punct, o școală de excepție, așa cum sunt și rezultatele acestei școli, iată că îl rog pe domnul profesor Constantin Voicu să ne spună câteva cuvinte legate de deschiderea anului școlar, dar în sensul că 15 septembrie este o sărbătoare pentru țară. Toată țara este pusă în mișcare, de ce nu și județul nostru, de ce nu și această școală minunată pe care o conduce de atâta timp și a reușit să facă o școală adevărată model. Domnule director, cum vă simțiți la început de an școlar? Așa cum ați spus, 15 septembrie are o semnificație dincolo de granițele școlii mele și a municipiului Satu Mare, e o sărbătoare a copiilor din România și probabil din multe țări care încep în 15 septembrie. Există țări care chiar încep în 15 septembrie învățământul. Sărbătoare pentru că e un început de drum nou, o continuare a ascensiunii, cum s-ar spune, nu? Și astăzi pentru noi am considerat-o ca sărbătoare pentru că am primit în rândul nostru încă 107 elevi care compun cele 4 clase pregătitoare. Și o sărbătoare pentru că mi-a permis să ne întâlnim cu toată comunitatea școlară, deci este ziua în când alături de noi sunt bunicii, sunt părinții copiilor, nu lipsește nimeni de la această sărbătoare, cadrele didactice și într-un, să zicem, un ritual pe care l-am consolidat de-a lungul anilor, am parcurs acest început de an școlar cu multă plăcere alături de cei dragi, de copii și alături de cei care stau în spatele lor. Pentru că oricum această școală, deci nu înseamnă numai copiii, cadrele didactice, clădirea, înseamnă și cei care ne ajută, cu care colaborăm. Chiar comunitatea locală face parte din comunitatea școlară, pentru că suntem cu bugetul, cu banii, gospodărirea ține efectiv nu de dărnicia lor, de concepția lor vis-a-vis de dezvoltarea și promovarea învățământului în municipiul Satu Mare. Pot să spun chiar că merită poate să știe telespectatorii dumneavoastră că am găsit înțelegere întotdeauna mai ales în ultimii 2 ani de zile, 3 ani de zile la Consiliul Local Satu Mare și la primarul municipiului Satu Mare, la domnul Coica, îi pronunț și numele pentru că eu personal am găsit înțelegere și ceea ce am făcut, am făcut și datorită modului în care pricep ei dezvoltarea învățământului în municipiul Satu Mare. Școala Moisil, Școala Grigore Moisil, fosta școala numărul 1, deci a propus și în acest an să fie școala numărul 1 la învățământul gimnazial. Ce frumos, coincide numerotarea școlii cu locul pe care îl ocupă în învățământul județean. Care mie îmi place să spun că îl ocupăm și am mai spus-o, nu o spun din emfază, ci o spun efectiv, pentru că după rezultatele care le avem la nivelul învățământului gimnazian, suntem școala numărul 1. Așa este, așa este. Și acum ne aud 5 județe, de fapt. Și mai ales că suntem o școală numeroasă, deci nu lucrăm cu un sistem selectiv, suntem o școală de circumscripție. Deci nu totuși. Domnule director, vă întrerup. Aveți peste 700 de elevi. Numai un cap organizat și așa cum vă cunosc pe dumneavoastră, dacă vă stimez pentru ceva, vă stimez pentru intelectul dumneavoastră, vă stimez pentru spiritul organizatoric și numai un om din acesta poate să dirigeze o activitate a 700 de elevi și cadre didactice plus părinți, care totul să meargă perfect
Și spuneați în cuvântul dumneavoastră că v-ați străduit în așa fel încât copiii să nu simtă absolut nicio abatere de la mersul bun al școlii. Și sunt convins că o faceți, chiar dacă manualele celor mici nu au apărut. Sunt convins că învățătorii dumneavoastră, cunoscuți în județ cu rezultate deosebite, poate cele mai bune rezultate ale învățătorilor cunoscute în județ, sunt aici la dumneavoastră, știu să se descurce și o vor face cu prisosință bine. Ce rugăminte am? Spuneți un cuvânt pentru toți care s-au implicat și se implică într-un an de învățământ acum. Un cuvânt bun la început. Eu prețuiesc în numai activitatea colegilor mei care lucrează conectați la o realitate. O realitate care este dincolo de realitatea învățământului românesc. Pentru că părinții sunt cei care... Deci învățământul și educația, toată lumea trebuie să știe, să gândească că nu se face decât cu bani. Dincolo de învățământul formal pe care îl asigurăm în cadrul școlii, copiii noștri sunt, prin sprijinul acordat de familiile lor care stau în spate, au acces la multe elemente de educație, de civilizație, de cultură. Sunt copii care toți au mijloace de comunicare acasă, toți au biblioteci în spatele lor. Sunt mai deștepți? Toți sunt mai deștepți decât generațiile care au fost și asta este lucrul de care trebuie să ținem cont. Copiii, de să nu ne gândim, copiii au altfel de înțelegere, să nu mai gândim învățământul că acela e bun pe care l-am făcut noi. Există un alt mod de a face învățământul acolo. Dincolo de învățământul formal, există această formă de educație informală pe care, din care la noi familia se aduce contribuția din plin. Sunt cultivați în domeniul limbilor străine, sunt cultivați în domeniul pasiunilor pe care le au, al hobby-ilor care sunt unele ale părinților, unele ale lor. Copiii noștri sunt duși la ore de dans modern, de dans sportiv, de tenis de câmp, la clubul sportiv, la palatul copiilor. Copiii sunt supravegheați în mod atent. Da? Deci de aceea nu mi-e greu să lucrez cu cei 700 de copii, pentru că sunt niște copii care aduc cu ei elementele acelea care țin de cei 7 ani de acasă, chiar dacă n-au 7 ani toți. Nu? Și cei micuți de 6 ani de la clasa pregătitoare au în ei elemente de comportament care îi face să se adapteze foarte repede la programul școlii. Nu? Și clasa pregătitoare chiar nu este întâmplătoare, că ei intră într-un sistem, așa cum am spus, o mai exigent de formare. Grădinița este, dacă vrei, cum s-ar spune, nu? Deci este, nu e o formă a învățământului obligatoriu. Nu? Clasa pregătitoare intră în învățământ obligatoriu și, fiind învățământ obligatoriu, statul, deci e obligat, pe lângă investițiile care le face, să ia decizii să controleze sistemul prin modul cum se realizează ceea ce și-a propus prin această clasă. Eu sunt mulțumit, după 2 ani de zile de observații care le am asupra clasei pregătitoare, de felul cum răspund copiii la cerințele programului în etapa următoare. Faptul că nu au avut manuale este o poveste a statului român, pentru că așa este acum, deci criza și dezvoltarea economică a României, metodologiile, sunt lucruri care au îngreunat. Eu am spus și astăzi, copiii au avut pe băncile școlare, sunt edituri private, au scos auxiliare care sunt construite pe programa școlară și nu suferă de ceea ce nu le-a pus la dispoziție. Domnule director, credeți în manualele alternative? Sunt chiar benefice? Am acum să vă zic, eu le-aș lăsa alternative, dar fiecare să-și cumpere cum cumpere o carte. Deci aș face o editură puternică a statului care să promoveze manualele pe care le alege cine trebuie să le aleagă, că sunt profesori de la cei care lucrează efectiv învățământ până la profesori care excelează în învățământul universitar, care sunt în stare să conceapă manuale și programe corecte pentru copii. Și atunci n-aș avea nevoie de o concurență. Aș lăsa concurența să funcționeze pe o piață liberă. Dacă nu-ți place ceea ce îți ofer, atunci aș cumperi pe care vrei. Da. Îl iei tu pe acela, cum cumperi o carte. Nu e niciun fel de problemă. Da, istorie, da. Dar cele care sunt, care statul zice că le cheltuie bani cu ele și sunt gratuite, ăștia le-aș
le-aș face, deci așa cum trebuie, ca să fie modele de manuale. Și am avea forța și puterea ca să facem, fără ca să rămânem la acest sistem. Nu, concurența n-a adus mare lucru în domeniul manualelor. A adus mai multe oferte, dar nici de cât mai multă calitate. Mulți aduc aminte, de exemplu, de manualele de geometrie, de aritmetică, ale editurii didactice și pedagogice, care aveau ca autori prof universitari însoțiți de profesori de liceu, care sunt, cred eu, și alți fac față la acest sistem. Cu atât mai mult ar putea concepe manuale noi, pentru că, așa cum am spus, învățarea începe mai devreme la acești copii. Copiii știu mai multe lucruri. Învățarea digitală, cel puțin la ei, se produce după 2 ani de zile. Toți copiii știu manipula filmulețe, pot să-și pună programe de acestea, softuri le montează părinții. Deci ei sunt obișnuiți cu chestia digitală. De aia nu mă sperie problema cu manualele digitale. Nu m-ar speria pentru copiii clasei întâia. La dumneavoastră? Da, ai nu. Deci nu mă, totdeauna am făcut această referire. Deci nu mă duc la politica românească a învățământului pentru că, mă rog, eu sunt aici, văd de treburile mele. Și eu sunt mulțumit de ceea ce se intenționează în viitor. Și chiar am încredere în această formă de manuale digitale însoțite și de manuale. Domnule director, dacă n-ați fi așa cum sunteți, n-ați avea rezultatele astea. De când vă știu, sunteți ambițios, luptător, tenace, un om perseverent, exigent cu dumneavoastră, dar și cu alții. Rezultatele vin de aici. Eu, sincer, v-am ca model în tot ce fac în emisiunile despre învățământ. Întotdeauna vă compar și vă clasez acolo unde este locul dumneavoastră, unde v-ați fost și chiar sunt mândru de activitatea dumneavoastră, cunoscându-vă, eu cred, mai bine decât alții. Sunt eu vă mulțumesc pentru cuvinte, știți, și trebuie să vă spun și un lucru. Deci ar fi culmea să fiu altfel după atâția ani de școală. Da. Deci spre pensie, când ne desăvârșim și noi, ne facem mai înțelepți. Mai realitatea... Din păcate, când ne facem suficient de înțelepți și suntem exact cum trebuie, trebuie să părăsim învățământul și nu mă deranjează treaba asta. Chiar eu sunt unul din care gândesc că tineretul trebuie să preia și trebuie să fie format. Nu se poate forma decât în bătălie. Nu se poate forma numai că îl lăsăm deoparte. Lăsăm deoparte această poveste cu direcțiunea. Da. Lăsăm deoparte modestia. M-aș bucura ca județul Satul Mare să aibă directori așa cum este voi cu Constantin. Domnule director, dați-mi voie, dumneavoastră felicitați pe toți, și pe elevi, și pe dascăli, și pe părinți. Dați-mi voie să vă doresc succes în tot ce faceți, să vă doresc sănătate dumneavoastră și familiei și succesele să vă însoțească pretutindeni, iar prietenii adevărați să fie lângă dumneavoastră atunci când aveți nevoie, că prietenia adevărată ține cât viața. Vă doresc numai bine. Mulțumesc și eu doresc, vă doresc să aveți sănătate, succes. Mulțumesc televiziunii pe care o reprezentați că a fost alături de noi în acest început de an școlar și mă bucură lucrul acesta. Cu tot dragul, vă doresc numai bine.